Nimeni nu vine să cred, dar începe vlogmasul și nu vedeți, cred că eu fac asta. Am aici o cafea bună, pentru că sunt mare amatoare de cafea. Și imediat începem prin a vă spune, bine ați venit la vlogmasul meu, ziua 1. Hai să povestim. Nu vedeți, cred că facem asta, dar s-a ajuns și la această decizie și începem prima zi din acest vlogmas. Să-l filmez puțin mai devreme. Continuăm pe 30 noiembrie, astăzi este 25, dar am avut puțin liber și am zis să vă fac o introducere în vlogmasul meu și cum să începem decât cu deschiderea primei zile de la acest advent calendar, să pun și praful pe el cât îl țin așa în așteptare. Pentru că m-am zis eu că nu eram hotărâtă dacă să îmi cumpăr produse de la The Body Shop, un calendar de la The Body Shop sau de la The Rituals, și a câștigat Rituals, cum se vede, pentru că nu doream să am chiar atât de multe să-mi cumpăr două calendare advent. Poate în viitor, când o să am și cu cine împărți atâtea produse, pentru că nu vrem să facem nici risipă, nici consumerism, etc. M-am hotărât pentru Rituals pentru că prima oară când am încercat acest brand, am primit un set de la o prietenă de familie, o prietenă a lui mama. Eu, la vremea respectivă, nu cred că îmi permiteam produsele Rituals, lucram part-time la Amazon, acela a fost primul meu job. Și salariul nu era atât de mare ca să-mi pot permite produse mai scumpe. Așa că, cumva, mi s-a pus pata și când am început eu să mi le permit, le-am tot consumat și am zis, hai să încercăm și mai multe, că eu am încercat până acum numai gelurile de duș, creme și un scrub de corp. Și hai să vedem, îl deschid acum în premieră cu voi. Am văzut ce conține, bineînțeles că e plin YouTube-ul de filmări, dar nu l-am deschis pe al meu. De fapt, mint, am deschis să mă asigur că toate 24 de produse sunt aici, dar nu m-am uitat în detaliu la el. Dăm fundița jos. Nu cred că o să reușesc, așa că o să facem pe aia. Așa. Și așa arată calendarul advent de la Rituals pentru anul 2020. Countdown to Christmas. Eu o să caut prima cutiuță ca să o deschidem și îl depozitez să ne aștepte până pe 1 decembrie. Așa, și avem la 1. Tranquil Tuesday, light this candle for a moment of pure tranquility with a warming scent of ancient sage. Lumânare. Știți că eu sunt iubitoare a lumânărilor. Așa arată Savage Garden. O să o apropii să o vedeți mai bine. Miroase a curățenie și fresh. Asta este primul gând. Și o să lăsăm deoparte calendarul. Am vrut doar să vă introduc în acest vlogmas, în care vă zic sincer cum mă gândeam eu să fac acest vlogmas să se întâmple, pentru că știu, v-am zis eu că uneori renunț la lucruri, pentru că mi se pare prea greu sau prea obositor. Și ca să nu pun prea mare presiune pe mine, pentru că totuși mă iubesc și vreau să fiu sănătoasă la cap după aceste 24 de zile de postat, am decis să filmez și câteva videouri, să le am pregătite în avans, pentru că, de exemplu, știu că în 6 decembrie nu o să pot filma nimic și nici nu o să am ce să vă arăt, că am niște treburi de făcut. Și atunci, pentru 7 decembrie, am pregătit un video în care o să intre, o să vedeți, este colecția mea de machiaj, pe care l-am filmat, l-am editat și l-am pregătit deja pentru 7. Am câteva do-it-yourself-uri pe care o să le filmez înainte și o să le postez în zilele în care, de exemplu, rămân fără inspirație, e mult de lucru și n-am ce să vă filmez și ca să nu mă grăbesc, stresez și să mă enervez dacă nu reușesc să postez ceva în ziua aia, pregătesc vreo 5-6 videouri să avem așa pregătite în avans. Asta este pe 1 decembrie. Eu vă pup și continuăm. Dacă a fost doar de ea, asta-i Zoe! Și vă arăt ce am primit de la Boxer, pentru că au o inițiativă super faină. Văd că și Zoe e curioasă de colet. Și anume, îți trimit o carte și un colet. Și o carte surpriză, cumva, ca să se numește Cutie cu magie.
prin, na, se uită la ce cărți ai mai citit tu și îți recomand o carte care crede ei că ți se va potrivi. Din nou, am filmat și n-am filmat, nu vine să cred. Deci, am primit această cutie cu magie de la Bookstore, în care am primit această carte, Scrisori de lângă tine. Ideea Bookstore-ului cu coletul ăsta e să aleagă o carte care crede că ți se va potrivi. Zoe, ce umbli tu la dulciurile mele? Și îți aleg cartea conform cărților pe care le-ai citit deja. Și eu am primit această carte, Scrisori de lângă tine, de la Iv cel Naiv, în cutia asta cu magie, unde am mai primit niște dulciuri pe care Zoe încearcă să le fure. Am primit Milky Way Snickers, le pun aici în cutie ca să le protejăm de Zoe, nu de altă, dar sunt foarte nocive pentru câini. Aici Zoe a distrus o jucărie. Am primit acest calendar de masă de la Bookster cu cărțile cele mai citite a anului, presupun. Am primit un mic glob de Crăciun din hârtie, iarnă de poveste cu Bookster și poveste de iarnă cu Bookster. Am primit un ceai, Herbal Symphony, pe care chiar cred că o să-l beau acum. Am primit poftă de răsfăț, un mix pentru budincă cu gust de ciocolată de la Dr. Oetker. Am primit un fitness cu honey and almond, tot un fitness cu ciocolată, o gumă Halls și un cappuccino Jacobs. Foarte drăguță ideea și îmi place că mi-au ales o carte pe care am citit-o, adică nu am citit-o pe ea, am citit altceva de la același autor și mi-a plăcut. Și e așa ușor de citit și foarte faina inițiativă. Bookster, bravo! Aici își petrece Nicu o vineri seara, weekendul prelungit. Să-mi dau masca jos ca să ne auzim. Eu pregătesc această prima zi de vlogmas cu câteva zile înainte, adică suntem în weekend înainte de 1 decembrie. Și inițial eu în acest weekend trebuia să fiu la București și de aceea am vrut să filmez mai din timp ca să mă asigur că o să avem material pentru 1 decembrie. Dar, până la urmă, am amânat planurile din cauza întâmplărilor din țară și am zis că nu e momentul potrivit pentru așa ceva, mai ales că n-am fi putut să ne vedem cu oamenii dragi din București și doar să ne rezolvăm treaba pe care o aveam propusă. Așa că acum mă duc la Pepco și am zis că vă iau cu mine, pentru că avem câțiva sărbătoriți, luna asta a fost plină, noiembrie, de vreo 5 sărbătoriți până acum. Și mă duc să completez un cadou și... Pentru că cei care, pe care îi serbăm au și apartament nou, am zis că o să completez cu, tot cu ceva pentru casă. M-am oprit să iau un cadou pentru o prietenă care tot așa își serbează astăzi ziua de naștere. E vicepreședintea noastră din Lady Circle. Cadoul este aici și vă filmez pentru că ea o să vadă acest video după ziua ei. Și da... O să-l duc cadou mai târziu acasă, în timp ce noi o să avem o ședință împreună. O să apară Moș Crăciun cu cadou. Îmi place mult cum m-am aranjat azi. Mi-am făcut și ceva bucle pe care le-am pieptănat pentru că nu mi-au plăcut, erau prea exagerate. Și da, poate nu-i, nu știu, adică părul cu volum te face să pari și mai grăsuț decât ești, dar nu contează că îmi place cum stă. Și am pornit la Pepco și vă iau cu mine, bineînțeles.
că asta, cred că o să mă obișnuiesc atât de tare să filmez în luna asta, decembrie, încât nu știu ce o să facem în ianuarie, dar m-am gândit deja la o idee să filmez cu o săptămână înainte de Crăciunul sârbesc, tot așa să fac un mini vlogmas pentru Crăciunul perit vechi, pentru că eu nu cunosc pe nimeni în România care sărbează Crăciunul perit vechi și face vlogging, deci poate o fi interesant. Am terminat la Pepco să văd toate deodorizantele mele și mă bucur foarte tare pentru acest lucru. Sunt foarte încântată de ce am cumpărat. O să vă arăt și vouă atunci când parcăm, pentru că am ceva și pentru Moș Nicolae, pentru Mihai și pentru sora mea. Pentru cadou am mai cumpărat un yoga tea din ăsta Bright Mood se numește. Văd că are scorțișoară, lămâie și nu știu ce plante mai are pe acolo. Ce zice aici? Busuioc, hamei, fenicul, scorțișoară, etc. Și de la Pepco mi-am luat nouă astea pentru masă. Două galbene, că avem cu galben în bucătărie și cum se numesc, scaune, pe scaun acele pernuțe. Le-am luat o pușculiță care mi s-a părut foarte frumoasă. Niște căni negre de Crăciun, așa pentru amândoi. Și le-am luat un aparat de cafea care, da, nu e în poză. Și am luat niște baloane să pun pe cadou. Restul nu pot să vă arăt că sunt chestii pentru Moș Nicolae care încă nu e, deci na, trebuie să păstrăm secret. Chiar dimineața, e 8 și 10, luni, 30 noiembrie, și am vrut să vă zic tuturor care sărbătoriți astăzi un călduros la mulți ani, deși în Timișoara e urâtă vremea, și să aveți o zi așa cum v-ați dorit, și da, să fiți sănătoși, că asta e cel mai important, restul se rezolvă pe parcurs. Eu m-am trezit devreme, ca de obicei, ca și cum aș fi lucrat. Și sunt... mă gândeam să fiu productivă totuși. Eu am zis să mă apuc de editat, pentru că mai am viitor filmate. Dar aveam nevoie să ies puțin din casă. Și aveam și nevoie de niște cumpărături alimentare, pentru că am rămas fără... N-avem lapte, pâine, nimic. Și... Am zis că mă duc până la Lidl, trag o fugă, mai ales că dimineața nu prea merge nimeni, mai ales luni dimineața și mai ales într-o zi nelucrătoare. Așa că mă duc ca femeile în vârstă să deschid Lidl-ul. Și în Timișoara parcă e lapăiță, nu știu, e foarte urât. O să vă arăt acum. Sunt în mașină, aștept să încălzească puțin, să se dezăborească geamurile. Și plecăm la drum. Situația în Timișoara, nu știu, da, e un fel de lapăiță. Și... E urât tare. Aștept să se mai dezăborească puțin, o să șterg acum geamurile. Și hai să vedem ce cumpărăm de la Lidl. Ca de obicei merg cu plasa mea. Uneori mai uit, dar încerc să nu. Deci, în această primă zi de Vlogmas,
Vedem ce se mai întâmplă astăzi. Eu speram să putem ieși la o cafea în oraș, mă rog, să cumpărăm o cafea și să mergem într-un parc cu Zoe, dar cum se prezintă situația, cred că o să stăm tot în casă. Vedem pe parcursul zilei. Nu știu, mi-e groază de iarnă. M-am și îmbrăcat mai bine. Nu-mi place frigul deloc, dar deloc. Devine irascibilă chiar când vine vorba de frig. Mi-am cumpărat singură flori. Mă rog, legume, fructe, chestii. Și eu o să încerc chestiile astea pentru spălat rufe, să vedem cum sunt. 270 de lei. Mie personal vremea asta îmi strică tot feng shui-ul. Ați dat masca jos. Nu știu cât am stat oare la Lidl. Sunt mai la ceas. A, o oră, păi e ok, nu? Am tot căutat ceva condimente cu gust de turtă dulce pe care le-am văzut la Couple Without Filter, pe care le-a cumpărat Diana, dar n-am găsit. Așa că am luat altele necesare. Pardon, altele necesare și cele care nu sunt așa de necesare. Și ziua abia începe, vedem ce mai filmăm pe parcursul zilei, mă duc să editez ce am filmat până acum, ca să începem mâine cu prima zi de postat. Și da, am uitat să vă zic, m-am tuns aseară singură, pentru că pe mine mă tundea prietena mea, care a decis să nu mai tundă și a dat toate cele ustensilele de tuns și mă reprofilez și eu. Bine, mi-am tăiat numai vârfurile, nici nu știu cât de egale am tăiat, dar mai vedem așa pe parcurs, mai scurtez până nu ajung la chelie. Știu că fața mea arată într-un mare fel. Nu m-am machiat ca să vin la Lidl, n-aveam chef. Mergem acasă la cald momentan și vedem ce... Mă duc să mă uit și la prognoza meteo, ce zice pentru Timișoara astăzi. Cred că astea sunt ultimele frunze. Acum facem două aranjamente de Crăciun de tip advent. Știți deja că catolicii, în religia catolică, se obișnuiește un calendar, nu cu calendar, pardon, un aranjament cu patru lumânări pentru a le aprinde în fiecare duminică înainte de Crăciun, adică ultimele patru duminici. Deja a trecut, astăzi suntem în 30 noiembrie, ieri a fost prima duminică, dar eu o să fac un aranjament ca să, nu știu, fie decor cel puțin. Și am aici lumânări de la Profissimo, de la DM. Aranjamentele acelea care le-am cumpărat de la Jumbo, le-am tăiat eu ca să pot să fac mai multe aranjamente. Am două farfurii pe care nu le folosim și să le pun și pe ele. Am niște conuri, pensurile nu sunt din filmul ăsta. Am luat niște decorațiuni de la Auchan pe care o să le pun și momentan am citricele la cuptor ca să le usuc. Aici e iarba. Și hai să vedem ce o să iasă. Nu am în minte neapărat ceva anume, dar o să vedem. O să aplic prima oară lepiciu pe farfurie, așa. Prima oară folosesc acest pistol și sper să mă descurc cu el. Vreau să acopăr ca să nu se vadă nimic din farfurie. Adică designul ăsta pe, să zicem. Văd că lepiciul se duce prea repede și asta nu-mi place deloc. Pentru că nu cred că mi-a lăsat soarta și rezerve, e pistolul ei de lipit.
într-un final. Sau nu. Și ultima o să o las, o să cobor să mai cumpăr niște picătură, pentru că o altfel nu e asta, pentru că numele ăsta este destul de grele. O să termin aranjamentul și după care o să lipim mai târziu. Acum măcar să punem așa, să vedem cum va arăta. Oricum mă gândeam să nu lipesc imediat ca să putem modifica dacă e ceva și revenim după aia numai să lipim. Mă mai chinui puțin cu lumânările astea, după cum vedeți. Pe astea două am reușit să le lipesc. Asta nu vrea și nu vrea, deja am umezit prea mult locul și nici picătura nu mai vrea să lipească acolo. Dar sunt destul de insistent, să știți. Până nu pierd răbdare, că după aia nu o să mai, nici nu o să mai insist. Hai să zicem că lăsăm așa, scot asta din priză, că oricum nu mai am ce să fac cu el. Și încerc să fac un mic aranjament. O să le prind pe toate ulterior, dar ca să vedeți rezultatul, cam așa o să arate. Vă dau mai de aproape ca să nu mișc lumânările. Cam așa arată. O să mai repar marginile astea să nu se vadă așa urât. O țin pentru că nu e lipită bine. Și mă duc să termin cafeaua și revin cu un 1, 2, 3 multe picături. Mă duc până la magazin. Hai să vedem cum stau citricele mele. Eu zic că sunt gata și o să le scot acum. Nu toate sunt gata, dar o să le scot pe cele care sunt și mai pun puțin la cuptor. Pregătesc prânzul. Am cumpărat de la Lidl asta și eram curioasă, nouă ne place rucola, cu rucola și șampinioni. Sunt niște tagliatele și hai să vedem cum o să fie. Asta a mai rămas și să știți că e foarte gustos și recomand să încercați de la Lidl. Și după mult chin cu lumânările, le-am fixat până urmă cu ceară și așa arată rezultatul final. Aici o să mai adaug puțină iarbă, dar aștept să se usuce ce am făcut până acum. Și asta merge la mama. Chiar îmi place, sunt foarte mândră de ce a ieșit, pentru că știu că de neîndemânatică sunt eu de obicei. Aici e haos, dar asta este. Acum am venit de la Momax, am făcut câteva cumpărături, o să vă arăt când le asamblăm, vă arăt acum să vedeți numai despre ce e vorba și mă duc să mănânc ceva și să mă apuc de editat
Și mai înainte acest prim vlogmas din istoria vlogului Milana Petro. Și nu știu ce o să iasă, sincer, dar sper să fie cât de cât interesant. În mare parte, vlogurile astea zilnici pe care o să le filmez, n-aș vrea să le lungesc mai mult de 10-15 minute maxim. Dar între timp o să apară și vloguri filmate în weekend-uri sau când am mai mult timp și săptămâna asta o să apară și Q&A-ul. Mâine o să lucrez. Trebuia să fiu liberă, dar a venit mult de lucru, așa că o să intru să lucrez și poate pun pentru 2 decembrie Q&A-ul ca să oricum e destul de interesant și între timp o să văd ce filmez mâine și poi mâine să postăm pe 3. V-am pupat și bine ați venit și sper să rămâneți cât mai mult aici. Pa!